Nume: Gheorghe. Angelescu Huidu. Prenume: Elena. Georgiana Giulia. Locul și data nașterii: România, București, 30 iulie 1985, 7 noiembrie 84, Galați. Porecle în copilărie: în prima fază Grăsuța, Gulia, tata Malintașa, Gherghina, între timp am rămas doar cu baby. Prin clasa 8-a, Gigica. Căsătorite, copii? Căsătorită, copii. 1. Da, căsătorită, da, am o fetiță, Antonia Sabina. Am un băiat, am un băiețel, Nicolas, 1 an și 2 luni. Unde și când ați debutat? Am debutat la Prima TV, la Karaoke Show. Acum foarte mulți ani, adică acum 23 de ani, la Tip Top Mini Top, unde am luat și premiul tău. Salutați-vă între voi! Ce faci, mămico? Te pup! Bună, Elena! Alegeți între Mișu sau Dezbrăcatul? Of, prea greu. Mișu, că e scorpie de-a mea. Nu știu, amândoi. Nu pot să, adică nu prea pot să-i separ. Sunt prea mișto împreună. Alb sau negru? Negru. Negru. Mare sau munte? Mare, 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 mare. Și mare și munte. Valentino sau Dior? Ambi. Nici, nici. Sarmale sau ciulama? Ciulamar de lenească. O sărmăluță în foi de viță. Unde ați petrecut ultima vacanță? La Londra. În Italia, la schi. Gătiți? Ce? Piperchi țârgăsiti. Mâncare tradițional macedonească. Am învățat de la bunica și mă repet zilnic aproape, ce să zic. Asta e. Gătesc orice, de la micul dejun până la ciorbe, sărmăluțe, n-am ajuns încă la desert. Știți cântece bisericești? Da, evident. Pot să spun că în biserică am debutat. Nu, n-am fost așa bisericoasă. Fredonați. Doamne miluiește. Amin. Știți ce înseamnă milf, da sau nu? Să scrie pe fața mea, nu. Oh. Urmă că știu. Mă uit la bumerang, frate, adică... Jesus. Aveți idoli, modele? Pe cine? Am. Da, Beyoncé. N-am avut niciodată un idol, dar am încercat să fur de la toată lumea câte puțin. Faceți playback? La televizor, pentru că unele dintre emisiunile la care particip nu au condiții live. Am făcut playback foarte mulți ani. Slavă Domnului că acum nu mai e cazul. Cum se numește cea mai recentă piesă a voastră? Echo. Un om cu un pian. Fredonațiu. În casa mea ca un echo, răsună numai glasul tău. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Asta e pentru Hrubaru. Vorbe-n zadar, ascultăm inima iar. Nu mai râde că nu pot să cânt. A trebuit un cântec următorilor. Adi de la Vâlcea. O viața mea. Supărat, supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Corina. A ta. Și pernele moi și ochii mei goi. Mă terorizează soțul cu piesa asta de ceva timp. Andreea Bănică. Numele tău e în sufletul meu, orice s-ar întâmpla. Cu giubii, mame. Asta e piesa PR-ului meu. Wolfgang Amadeus Mozart. Tararam, 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 tam, tararam, tararam, tararam. Poți să cânt o piesă de-a lui Moga, dacă tot se zice Mozart? Întrebare pentru Giulia. Al doilea copil mi-aș dori să fie fată, așa că te rog mult să-mi dai rețeta pentru o prințesă mică și frumoasă. Mamă, nu pot să simt, trebuie să zic în particular. Îți dau și meditații, dacă... Întrebare pentru Elena. Îmi faci și mie un CD cu muzica română? Da, sigur, cu mare drag. Te și învăț o piesă română dacă vrei. E foarte simplă și mai ales că e super dansantă. Țineți post? Nu se răspunde. Nu. Țin dietă, poate. Ce radio ascultați? Ah, ce întrebare. Kiss FM. Iar iarna ascult radioul lui Moș Crăciun, Magic FM. Soțul meu îmi lasă mașina întotdeauna cu Kiss FM pornit. Emisiuni TV preferate? Cronica Crăcotașilor, clar. România au talent. Cultură generală. Cu ce începe portativul? Cheia sol, do sau fa. Depinde în ce cheie cântăm. Noroc că am fost pe la liceu de artă. Cu cheia sol. Răspuns corect. Cheia sol, cheia fa sau cheia do. Cel mai bun loc obținut de România la Eurovision? Paula Selling și Ovi. Cum vrei să zic? Ovi și Paula Selling sau Paula Selling și Ovi? Răspuns corect, Paula Selling și Ovi, locul 3, 162 de puncte. Salutări pentru bebelușe. Mua! Sunteți niște dulci și niște talentate și foarte frumoase. Salut, fetelor, ne vedem la următorul concert. Și salutări pentru Cârcotaș. Abia așa să vin la voi în emisiune să vă cânt Echo și să vă fac să plângeți. Ceea ce nu cred că se va întâmpla. Hai, vă pup, vă pup, vă pup. Ne vedem cât de curând, sper. Face fiica mea un an, trebuie să ne vedem.